Bun găsit, dragii mei, pe canalul Îngrijirea Florilor. Sunt Oana Matei și astăzi vreau să vorbim despre iasomie. Este o plantă extraordinar de frumoasă, cu un parfum deosebit și cu o înflorire extrem, extrem de bogată. Este Philadelphus coronarius. Planta pe care o vedeți lângă mine este varianta ornamentală, pentru că sunt multe plante cărora popular li se spune iasomie, unele de apartament, unele de grădină. E bine, aceasta nu este planta din care, de exemplu, se face celebrul ceai, dar despre ea vom vorbi altă dată. Acum despre iasomia ornamentală, o plantă care crește foarte mare, are creșteri luxuriante, poate să se ducă până la 3-4 metri înălțime. O ținem sub control prin tăieri periodice, la început de an și încă o dată după ce înflorește. Ca să crească atât de frumos și să înflorească atât de mult, are nevoie de lumină multă. Este prima și cea mai importantă dintre cerințele plantei. Undeva peste 6 ore de lumină are nevoie zilnic ca să crească. O altă necesitate importantă și acută a plantei este apa, pentru că în perioadele de secetă, de exemplu vara, trebuie udată din abundență, pentru că altfel se ofilesc frunzele. În rest, nu este pretențioasă nici în privința solului, poate să trăiască foarte bine și într-un sol acid, și într-un sol neutru, și într-un sol alcalin. Atenție să fie bine drenat ca să nu rețină apa la nivelul rădăcinilor. Fertilizată de când intră în vegetație, la începutul primăverii și până se trec florile, trebuie fertilizată cam de 2 ori pe lună. Folosiți un îngrășământ pentru arbuști cu o doză mai mare de potasiu, pentru ca să înflorească frumos, cel puțin în prima parte a primăverii. Vă spuneam că trebuie ținută sub control prin tăieri. La începutul anului, în primăvară, trebuie făcute tăierile pentru curățarea plantei de toate rămurelele care s-au rupt peste iarnă, care au crescut încrucișat și nu lasă planta să respire. A doua serie de tăieri o facem undeva după luna august, când planta deja, când s-au trecut florile, și putem atunci să stabilim forma pe care o vom da arbustului. Putem să-l conducem sub formă de copăcel sau putem să-l conducem sub formă de tufă. Crește de asemenea foarte bine și în sub formă de gard viu. Vă spuneam, nu este forma comestibilă a plantei. Forma comestibilă este Jasminum officinale. Și aceasta, însă, fiind foarte, foarte parfumată, se folosește în industria cosmetică, de exemplu, și conține saponine, este o substanță care face clăbuc și din ea se pot face și săpunuri foarte parfumate. Atât deocamdată despre această minunată plantă, despre iasomie. O să revenim cu tăierile, să vă arăt exact cum și în ce fel se taie planta ca să înflorească atât de frumos. O să vorbim și despre Jasminum officinale. Sunt Oana Matei, rămâneți pe canalul nostru.